O bucată din planșeul balconului unei clădiri dezafectate aflate la intersecția străzilor Călăraș și Lahovari s-a prăbușit în cursul zilei de vineri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Clădirea se află în administrarea Direcției Județene de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului, din subordinea Consiliului Județean Constanța, spun reprezentanții Primăriei Constanța. Tot ei susțin că aceasta nu mai este folosită de aproximativ 3 ani și este ocupată abuziv de 20 de persoane de etnie romă. Imediat după incidențe, Serviciul pentru Protecție Civilă și Poliția Locală din subordinea primăriei s-au mobilizat pentru a se asigura că nimeni din zonă nu va fi rănit de eventualele căderi ale resturilor balconului. De asemenea, Societatea Confort Urban și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea au îndepărtat bucata rămasă din planșeul balconului, după care au fost luate măsuri de protecție a zonei prin montarea unei benzi de avertizare. Zona va fi monitorizată și păzită până când persoanele care ocupă abuziv clădirea vor fi evacuate, iar clădirea va fi demolată de către proprietar.